și 34 de fete. Mulțumim foarte mult și vă dorim în continuare succes în ceea ce urmează să faceți. Câți aveți în total în clasă? Domnul Minus, cred că nu mai sunt trei copii la after school. Three of the children are in the after school class because we kindly ask them to move those children from the class in order to show you because they started actually at 12 in the after school class with the whole team. And we asked them to introduce you the MP room, but we wanted you to see the proof that we did a very good job here, including the mayor, because he was supporting very much the continuation. Actually it starts with 12, that is not, but we ask them to introduce the children. Ne cerem scuze că am dat buzna așa la dumneavoastră, dar avem o vizită deosebită. Doamna vicepreședintea Băncii Mondiale și domnul ministru s-au alăturat nou. O să... Câți copii aveți în clasă aici? 28. Și câți sunt prezenți astăzi? Astăzi lipsește 2. 2? Da. Sunt motivați? Da. They are traveling the coast together with the parents. Reușim să continuăm două proiecte finanțate din Fondul Social European, acesta, școală după școală, pentru 32 de elevi de la ciclul primar, dar și oportunități egale la educație pentru o societate inclusivă, unde sunt beneficiați 10 elevi de la ciclul gimnazial, care primesc lunar o bursă în valoare de 200 de lei și activități de remediere sau de aprofundare la limba română și matematică. Și domnul viceprimar au fost alături de noi și ne-au susținut în demersul pe care l-am făcut de a continua acest proiect, care este de real folos comunității copiilor. Doamna Becher, o să vă rog să explicați, doamne Becher, care a fost procedura de selecție a copiilor pentru programul de after school. Și vă rog să subliniați și faptul că programul de after school nu se referă doar la romi copii, ci și... Am explicat procesul de selecție. Noi, colega, aici copiii sunt valorizați, indiferent dificultăția, poate de învățare, dar nu este neapărat într-un mediu să avem în școală elevi care sunt consiliați și pregătiți separat de un profesor itinerant de la școala specială Giurgiu. Acesta mai sunt două școli și proiectul acesta pilot s-a dorit ca un început și ca un test pentru noi să vedem dacă funcționează. Am beneficiat și cadre didactice prin activitatea lor
au beneficiat de suportul unui proiect european. Ulterior, primăria a fost alături și a susținut continuitatea acestui proiect. Dar dorim să dezvoltăm la nivelul școlilor existente unde sunt copii cu probleme, cu probleme de susținere. Și considerăm că, din punct de vedere al administrației orașului, al primăriei, aceste școli beneficiază de toată susținerea pe care o poate avea o colaborare chiar și pentru celelalte două școli pe care domnul primar le-a menționat, care sunt puțin la margine de oraș, dar în viitor să găsim modalități și financiare, dar și de atitudine ca să putem să rezolvăm problemele pentru copiii de acolo. Ok? Mulțumim și noi foarte mult pentru că am fost... Și să mergem acum la, în comunitate. Da.